dau la reșică. Apa la noi în fântână e foarte dură și de la asta, adică avem probleme, noi nu putem să bem, de băut cumpărăm apă, se strică robinetul, este cred că trebuie la schimbat de am. Satul Negrești nu a avut niciodată apeduct cu apă potabilă, stații de purare, canalizare. Partea de sus a satului, de lângă șosea, unde casele sunt mai aglomerate una lângă alta, adică, sunt, fântânile practic sunt goale. Sunt secate. Adică există acest pericol, lipsa sursei de apă potabilă. M-am străduit să elaborăm un proiect cu toate trei componente. Aprovizionare localității cu apă potabilă, canalizare și stații de epurare. Dacă s-au început lucrările de canalizare și apă, o să avem nevoie chiar foarte bine o să ne prindă. Pentru că e greu chiar cu apa din fântână de la noi. Această canalizare folosim la două gospodării și problema cea mai mare este că chemăm mașina și sunt bani cheltuiți și ei se umplu foarte repede. Că suntem mulți, apa se folosește și la bucătării, la baie. Și chiar nu chiar bine. Atâta chemături și câteodată ei nu pot să vină să curăță canalizația asta și atunci trebuie să stăm să așteptăm și nu ne prefolosim cu apa de la bucătării și nici de la baie. S-a conectat o parte din gospodării la apeduct și canalizare, dar nu este finalizat, adică nu se folosesc încă cetățenii. În luna februarie-martie urmează să continuăm, deja timpul nefavorabil nu ne permit să efectuăm aceste lucrări, și restabilirea imediată a drumurilor. Pe parcursul activității m-am străduit să scot satul din noroi, din glod, pentru că sunt băștinașă și mi-amintesc cum eram și eu mică, adică nu-mi plăceau acele gloduri, iată, pe vremea aceasta, începând din octombrie-noiembrie până martie-aprilie. Deja am inclus acele drumuri care anul acesta au fost construite deja rețeaua de apeduct și canalizare pentru drumuri bune 2 cu asfalt.